toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM, cu imagini în studio, live pe toate frecvențele naționale Europa FM, cu Bogdan din București. Bună dimineața, Bogdan! Salut, salut, Bogdan! Bună dimineața, băieții! Ce faci, colegule? La serviciu. Ah, bravo! Ce lucrezi? Vânzări. Bun! Merge treaba? Vânzări. Nu, destul de bine, se poate și mai bine. Întotdeauna. În ce domeniu? Ce vinzi? Consumabile de curățenie. Bună treabă! Bravo! Bun. Curățenia nu moare niciodată. Exact. Mai ales sperăm că nu moare. Dacă moare și curățenia, e grav. N-ai treabă. N-are cum. Da. Să știi că urăsc pânzele alea de microfibră. Nu pot să pun mâna pe ele. Nu știu de ce. Curentează. Ai vreun înlocuitor pentru Vlad care are niște necazuri? Pe mine curentul nu mă deranjează. Să-l înlocuim pe Vlad? Sau? Nu. Microfibra aia, dacă s-a inventat altceva, dacă e altă tehnologie. Mi se agață de degete. N-aș, n-aș părea. Nu neapărat. Nu. Deci n-ai, lui Vlad n-ai ce să-i vinzi. Am găsit eu să nu, deocamdată. Mănuși, îmi iau mănuși de alea de plastic și cu alea pot să pun mâna pe microfibră. Se vezi că sunt soluții. Păi vorbim după emisiunea dacă e nevoie. Gata, șeful. Ne vinzi ceva. Bogdan, avem pentru tine astăzi 2400 de euro. Doamne ajută. Câți ani ai, Bogdane? Ne ajută. Aproape 40. Mulțumesc. E foarte bine. Ești perfect. Am un pariu aici cu ce spune-o după aceea. Vorbim după cum ar veni, da. Bogdan, avem pentru tine 2400 de euro, 4 întrebări, tu ai 6 secunde la dispoziție ca să răspunzi la fiecare întrebare. Da, după fiecare răspuns corect, te decizi dacă mergi mai departe sau te oprești. Dacă mergi mai departe, înseamnă că dublezi suma, practic. Însă, dacă răspunzi greșit, banii rămân la noi. O să te oprești după un răspuns corect și rămâi doar cu banii câștigați până atunci. E ok? Ok. Da, da. O să mă bag și eu în pariu? De ce partea cui? Da, adică de partea cui? Eu zic că nu. Bine. Da. Adică deci ești în barcă cu el. Sunt în barcă cu Zaf. Bine. Și o să vă explic după aceea. Deci vorbind, eu zic că nu. Explicăm după, da. Bine. Ca să nu influențăm Bogdan, acum. Vezi, îți dă treabă. Tu stai... Da, n-are legătură. Rămâi lucid. Tot pe ciorbă. Da, logic. Gata. Hai, gata, lăsați în clientul în pace. Bogdan, începem? Da, sigur. Hai. Asta vrea să mănânce, de asta se grăbește. Hai că e simplu. Bine, începe dublu sau nimic? Puțină, 300 de euro. Bogdan, în viața ta n-ai câștigat mai ușor 300 de euro. Să zicem. Ne concentrăm și răspundem la următoarea întrebare. Ce actor interpretează rolul Patraulea în seria Brigada Diverse? Puiu Călinescu. Vezi, mă, Luca. Mai nenorocit, Bogdane. Ai să-mi dai o ciorbă și ai să-i dai și lui Zaf o ciorbă. Da, cu tăiței. Două ciorbe. Cu tăiței. Celălalt Puiu Călinescu era trandafir. Cine mai erau? Bogdane. Jean Constantin, e clar că dacă nu e unul celălalt. Păi asta era. Patraulea. Trandafire, dormism. Pentru că de ce? Da. Situația este următoarea. Pentru că i-am încurcat. Luca, el crede că toată lumea din țara asta știe pe din afară cum știe el seria Brigada Diversă. Păi nu, care este un puțin film bine cunoscut într-o anumită perioadă, un film ușor. Bă, dar nu toată lumea știe. Eu, de exemplu, nu știu tot ce știi tu de acolo. Păi uite, Bogdan îl văzuse, doar că i-a încurcat pe ăștia doi. I-am încurcat. Păi știi că erau pe acolo. Și George era convins, domne, foarte grea întrebarea. Eu, știi că în condițiile în care mie îmi place Brigada Diverse, am văzut și revăzut filmul de atâtea ori, dar tot sunt convins că e dificil o întrebare de genul ăsta. E foarte nișată. Eu știu ce. E ca și cum ai, adică e mai simplu să întreb care sunt cei doi membri ai formației Roxette. Da. Lui George îi se par facile întrebările din muzică, mie astea din cinema. Nu din cinema, din Brigada Diversă. E o diferență, nu din cinema. Pe cum adică? Cine a regizat Odiseea Spațială 2001? Kubrick. Oh, ce știe. Nu, la filme nu-l bați. La și de asta are senzația că toată lumea știe măcar un pic din ce știe și el. Și acum, Bogdan, iar asta e o întrebare simplă, nu e complicată. Doar că nu-ți vine așa. Săracu, hai mă să nu mai ținem, că omul este Bogdan, amărât. Ne pare rău. Da. Ne pare rău, însă ai pierdut șansa să mergi mai departe. Singurul lucru bun din toată chestia asta e că mâine dimineață plecăm de la 400 de euro. Și că voi mânca supe. Succes, voi mai departe. Mulțumim frumos, Bogdan. A fost simpatic, mi-a plăcut să rămână mai mult cu noi.
Da, mă, pentru că știi, zici, cine joacă pe Patraulea? Și știi, bă, joacă Puiu Călinescu, joacă Jean Constantin, Demrădulescu, joacă Toma Caragiu, joacă Papaiani. Care e unul, care e altul? Înțelegi? Patraulea e... Păi Patraulea tu știi pe din afară, că unul e altul, unul nu știu cine. Demrădulescu... Steriade. Demrădulescu e Gogu Steriade. Trandafir e Puiu sănătos. Călinescu, Patraulea Jean Constantin. Am notat. Toma Caragiu, nu știu cum îl cheamă, era polițist. Dacă întreb, cum îl cheamă pe capitan? Cine joacă rolul capitanului sau maiorul? Ce era el? Ce era el? Că e comisar. Nu era comisar, Papaiani, era pe plutonierul comuniști. Căpșună. Asta știu eu. Și pe câine cum îl chema? Pe câine îl chema... Uite, vezi? Au trecut 6 secunde. Vezi, mă? Și tu ești fan. Tu ești fan și nu știi. Băi, și știu cum îl cheamă pe câine. Dar am pistruiat-o cum îl cheamă pe câine. Acolo e simplu. Calu. Calu. Calu, așa, bravo. Calu. Da. Gata. Nu, eu nu sunt cu pistruiat. Vezi? mai e vreun câine pe undeva? Păi da, mă, da, bine, e valabil la orice întrebare din orice domeniu. Dacă întreb din fizică, o să spui, păi mie nu mi-a plăcut fizica, nu, mi-a plăcut matematica. Nu, dar ce a fost, ce e fanie este că ai pus pariu practic cu amândoi și cu mine. Ai pierdut pentru că erai atât de sigur că este atât de simplu. Nu e chiar atât de simplu, adică trebuie să fii fanul filmului ca să știi... Înțelegi? Câinele Costel. Înțeleg, dar nu pricep, pentru că... Așa zic, uite, ne-au răspuns oamenii, pe vin miliarde de mesaje. Câinele Costel? Da, mă, Costel îl chema pe câine, corect. Așa. Costel. Da. E personajul tău preferat când te referi la cineva în Deșteptarea. Nu am schimbat, acum e Fănel. Păi e Fănel? Care, mă, că tot Costel. Ideea e că pe lângă film... Da. Au apărut și foarte multe meme-uri, sonerii de telefon cu pasaje din BD, adică nu e numai filmul. Da. Poate nu ai avut stare să vezi filmul, dar n-ai cum să nu fi văzut scene... Patraulea. De cup. Exact. Caragiu e capitanul, Iurie Darie e tovarășul major. Tovarășul major era Iurie Darie. Dar Caragiu nu are nume, e doar capitan. Are nume? Cum să n-aibă nume? Capitanul cum? Caragiu. Păi bine, mă întreb, serios. Păi n-are. Are sigur ce e, tovarășul capitan și atât. Tovarășul capitan atât. Nu cred. Nu-i zice niciodată pe nume. Eu nu cred. Știți cumva... Da. Capitanul din... Că Toma Caragiu are și nume în Brigada Diverse sau cum crede Luca e doar toarșul capitan și atât? Panait. Păi vezi, venit. Bă, Panaite! Of, of. Băi, am venit. Da, bravo, da, uite, Panait îl cheamă. Păi ce să zic, am pierdut 300 de euro și eu. Și ai pierdut, fii atent, ai pierdut 300 de euro... Dar și un set de vreo 5-6 întrebări, că acum am rezolvat toate. Păi nu mai pun întrebări din Brigada Diverse, că nu vezi, sunt grele. De ce poți să o păstrezi pe asta cu Panait? Mamă, și e și grav dacă nu știi că acum s-a vorbit... S-a vorbit mult. Deci, tovarășul capitan Panait... La lecție. Țineți-o minte... N-ai fost atent la lecție. Trecută. Că undeva, la un moment dat, o să existe întrebarea asta. Bine, deci când mâncăm și noi ciorba aia cu tăiței? Nu știu. Nu, dar... Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi, la Europa FM. România în